Salutare dragii mei, eu sunt Mion Play și mi-am regăsit cu un episod mai special, să zic așa. Deci, programul de postat în timpul școlii. Oricum, facem 4 săptămâni și după încă o vacanță de o săptămână. Aia e partea a doua. În fine, deci să începem cu programul. În timpul săptămânii, postez un episod la ora 10, dimineața normal, sigur. Și dacă vă susținere în jur de 10 like-uri, peste 10 like-uri, ceva de genul, mai postez unul la ora în jur de 8, 8 jumate, ceva de genul, am scris 8. Depinde dacă am un episod postat, că atunci când vin acasă pe la 7 jumate, durează ceva să se posteze și să verific. În fine, în timpul weekendului, două episoade. Unul la ora 12, că ne trezim și noi mai târziu. Și al doilea pe la ora 16-17, ceva de genul, pe la 4 sau 5. Așa era și înainte. Vinerea, când venim de la școală, dacă sunteți și voi, facem live la 8. Deci vinerea. Și duminica facem într-un fel live așa de sfârșit de săptămână la așa la 18, la 6 după amiază. Și dacă nu fac live, pun un episod la ora respectivă. Vedeți că nu fac live, punct. Deci dacă aveți ceva de adăugat la orar sau nu vă convine ceva, îmi spuneți și îl refacem. Apropo, dacă vedeți, albastru ăsta era altceva. Pusesem la ora 12 ziua, deci e cam greu să postez la 12 ziua, că unii învață de dimineață și cei de după masă intră de obicei la 12. Deci pun la 10, ceva de genul, pe la mijloc, că vrea nici la 8, nici la 12 și pun la 10. Și seara la 8, că eu vin la 7, termin orele și pe la 7 jumate ajung acasă. Că intru la 1, aparent, din păcate. Fie, sper că v-a plăcut acest program. Dacă nu v-a plăcut și vreți să adăugați ceva sau să scoateți, îmi scrieți în comentarii și vedem. Ok? Deci, salutare, dragii mei minioni, eu sunt Mion Plays și pe curând. Bye!